Peste 30 de sate și 10 de organizații internaționale și financiare s-au reunit astăzi la Chișinău pentru a participa la platforma de sprijin a Republicii Moldova. Mai multe detalii de la eveniment aflați imediat. Guvernul încă nu are o soluție pentru cei 50 de moldoveni care au cerut să fie evacuați din fâșia Gaza. Hotarul cu Egiptul, pe unde urmau să treacă, rămâne închis. Ce răspuns are Ministerul de Externe de la Chișinău? Vă spunem la știri. Două persoane de naționalitate suedeză au fost ucise și alta a fost rănită de un bărbat care a deschis luni seară focul în centrul orașului Bruxelles. Atacatorul, care a revendicat atentatul în numele statului islamic, a fost reținut. Delegația peste 30 de state și organizații internaționale s-au reunit astăzi la Chișinău ca să anunțe noi ajutoare pentru țara noastră. Este a patra ediție a Platformei de Sprijin a Republicii Moldova, în urma căreia guvernarea se creează așa numitul Fond al Solidarității. Discuțiile oficialilor se axează pe 6 piloni: efort umanitar, energie, lupta împotriva corupției, managementul frontierelor, asistență financiară și reforma administrației. Startul evenimentului a fost dat de premierul Dorin Recean. Venit tuturor! Prezența noastră aici este o mărturie a solidarității și angajamentului pentru a susține democrația Moldovei. Urile noastre ambițioase sunt realiste și noi lucrăm din greu pentru a dezvolta capacitățile necesare pentru a implementa câteva milioane euro pe an în infrastructură, sporire eficienței energetice, tranziția verde și adaptarea la schimbări climatice. După discursul premierului, șefa diplomației franceze a confirmat că Parisul ne va ajuta să depășim provocările generate inclusiv de agresiunea rusă în Ucraina. Situația a evoluat considerabil de când ne-am întâlnit în Paris cu un an în urmă. Îmi amintesc că și atunci era o situație dificilă, dar Moldova a înregistrat rezultate impresionabile și a reușit să-și asigure sursa de energie și grație acestui suport de solidaritate din partea țărilor noastre, dar și din partea altor țări. Șefa delegației germane a anunțat că Berlinul ne va oferi 95 de milioane de euro pe parcursul anului 2024, în special pentru consolidarea sectorului energetic. Mai mult, ministra federală pentru afaceri externe din Germania a sugerat guvernării să facă un obicei din a organiza anual discuții pe platforma de sprijin pentru Moldova. Moldova se află pe o cale bună grație rezilienței voastre, grație determinării voastre și creativității voastre. Această platformă este o istorie de succes. Fondul nostru pentru reducerea vulnerabilității energetice a ajutat Moldova să facă față prețurilor în creștere la sursele energetice și să ofere siguranță familiilor din Moldova. De când am creat acest format, un an și jumătate în urmă, mai mulți colegi ai guvernelor noștri au aderat. România a amintit de cel mai recent ajutor acordat Republicii Moldova. Recent am trimis 10 milioane de euro din cele 100 de milioane de euro pachet de asistență pentru a susține proiecte de educație și dezvoltare regională. Alte proiecte relevante care au fost trimise de Guvernul Republicii Moldova sunt în moment sub evaluare. Platforma de sprijin pentru Republica Moldova este o inițiativă a României, Germaniei și Franței care urmărește generarea de asistență politică, financiară și materială, precum și de expertiză aprofundată pentru procesul de reformare democratică a Republicii Moldova. Primele trei ediții au avut loc în 2022 la Berlin, București și Paris. În urma acestora, partenerii de dezvoltare au enunțat angajamente financiare în valoare de circa 1,4 miliarde de euro. Potrivit ultimilor date furnizate de Ministerul Finanțelor, din banii anunțați, în bugetul de stat au fost transferate peste 420 de milioane de euro și 42 de milioane de dolari. La Palatul Republicii se află acum și colega noastră Laura Rânja, care vine cu mai multe detalii despre eveniment. Laura, te ascultăm. Bună ziua, Cătălin! Bun găsit tuturor! De aproximativ 2 ore au început discuțiile din cadrul programului de sprijin pentru Republica Moldova. În debutul acestei conferințe a vorbit primul ministru Dorin Recean, dar și ministrul afacerilor externe și integrării europene Nicu Popescu. De asemenea, au intervenit și ministrul infrastructurii, dar și ministrul energiei. Totodată vorbim și despre intervenția șefilor diplomației
Italiei, germane și franceze. În aceste momente au loc discuții în paneluri, discuții la care presa nu are acces, așadar reprezentanții internaționali s-au reunit în paneluri și discută pe mai multe subiecte, cum ar fi un fond pentru infrastructura Republicii Moldova, de asemenea despre un fond în ceea ce privește domeniul energetic, combaterea corupției, dar și managementul frontierelor. La sfârșitul acestor discuții va veni cu totalizări și concluzii ministrul afacerilor externe și integrării europene Nicu Popescu. De asemenea, este important de spus că înainte ca această conferință să înceapă în jurul orei 9, au fost semnate mai multe memorandumuri. Mai exact, vorbim despre 5 documente cu referire la securitatea energetică a Republicii Moldova, dar și la protecția mediului. Nu știm însă exact despre ce sume este vorba, însă promite echipa de comunicare a guvernului că în următoarele ore va veni cu datele exacte. Știm însă de la ministra mediului, Rodica Iordanov, că în ceea ce privește acest sector, Republica Moldova va primi un ajutor condiționat de 40 de milioane de euro. Așadar, revenim pe parcurs cu cifra și suma totală. De asemenea, așa cum spuneam, la sfârșitul acestor discuții care au loc în aceste momente, va interveni ministrul afacerilor externe Nicu Popescu, totodată în jurul orei 15:40. Va interveni online și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. De asemenea, vom putea vorbi și cu acei înalți oficiali într-o conferință de presă. Reamintesc că astăzi la Chișinău s-au întrunit 57 de delegații internaționale la Forumul de Sprijin pentru Republica Moldova. Este o platformă creată anul trecut la inițiativa Germaniei, Franței și României. Așadar, pe parcursul celor trei ediții precedente din aprilie, iulie și noiembrie 2022, Republica Moldova a primit o sumă totală de 1,4 miliarde de euro. Iar conform ultimelor date ale Ministerului de Finanțe, pe parcursul anului 2022, în bugetul de stat au ajuns aproximativ 420 de milioane de euro. Atât de aici, Cătălin. Laura, îți mulțumesc. Între timp, de dimineață în centrul capitalei s-a circulat bară la bară. Pe mai multe străzi s-au format ambuteiaje, iar transportul public a circulat cu abateri de la orar de până la 30 de minute. Din imaginile filmate de chișinăuieni și postate pe rețelele de socializare, se văd zeci de troleibuze care au tras pe dreapta, iar oamenii s-au pornit spre destinații pe jos. Circulația pe unele tronsoane a fost sistată în contextul desfășurării summitului Platforma de Sprijin pentru Republica Moldova. Astfel, până la ora 17, traficul rutier va fi parțial restricționat pe mai multe străzi din capitală. Mai exact, pe strada Maria Cebotari, între Sciusev și Bulevardul Ștefan cel Mare, va fi închisă pentru circulația automobilelor și strada București, tronsonul între Bănulescu Bodone și Sfatul Țării. Nu se va circula până seara și pe strada 31 August, cuprinsă în același tronson. Ulterior, după ora 17, când delegațiile vor pleca spre aeroport, va fi parțial restricționat traficul și pe Bulevardul Dacia. În context, poliția recomandă conducătorilor auto să evite deplasarea pe porțiunile indicate și să se conformeze cerințelor oamenilor legii. Guvernul încă nu are o soluție pentru cei 50 de moldoveni care au cerut să fie evacuați din fâșia Gaza. Hotarul cu Egiptul rămâne închis, iar aceasta este singura cale spre siguranță, a precizat azi dimineață serviciul de presă al executivului. Ministerul de Externe însă ține să precizeze că nicio țară nu a reușit să-și aducă cetățenii în afara fâșiei Gaza, bombardată masiv de armata israeliană, deja pentru a 11-a zi consecutiv. Mâine în Israel ajunge și președintele american Joe Biden, iar evacuarea civililor din enclava controlată de gruparea teroristă Hamas este principalul subiect de pe agenda vizitei. Amintim că oficial în fâșia Gaza locuiesc peste 100 de cetățeni ai Republicii Moldova. Viața lor a devenit un calvar după ce militarii Hamas au încercat o incursiune în Țara Sfântă, omorând și luând ostatici sute de israelieni. În mai puțin de 2 săptămâni, războiul a făcut cel puțin 4.000 de victime.
Doi suporteri ai echipei naționale de fotbal a Suediei și un șofer de taxi au fost uciși aseară de un bărbat de origine tunisiană la Bruxelles. Atacatorul a fugit de la fața locului pe un scooter. După o noapte de căutări, bărbatul a fost arestat. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Atacul a avut loc aseară, în timp ce la Bruxelles se disputa meciul de fotbal Belgia-Suedia din preliminariile Euro 2024. Imaginile surprinse de locuitorii din zonă arată cum un bărbat îmbrăcat într-o jachetă portocalie fluorescentă și cu o cască albă sosește pe un scooter. Coboară de pe acesta și trage mai multe focuri de armă în stradă cu o pușcă automată. Mai multe persoane fug într-o clădire de apartamente, dar bărbatul înarmat le urmărește și redeschide focul în holul de la intrare. În urma celor întâmplate, doi suporteri suedezi au fost uciși, iar un taximetrist a fost rănit. Meciul a fost suspendat la pauză la scorul de 1-1 de către UEFA. Je pense que tous ensemble on essaye de garder le bon esprit. On a chanté des petits morceaux aussi pour les supporters de la Suède, parce que c'est surtout pour eux que c'est une soirée très triste. Ben, moi, en tant que papa, c'est rentrer à l'intérieur et d'abord protéger mon enfant, et puis on l'a occupé comme on peut. Voilà. C'était assez particulier, on s'y attend pas en fait. Ulterior, într-un filmuleț pe care l-a postat pe internet, autorul împușcăturilor a afirmat că aparține statului islamic și s-a lăudat că a ucis răufăcătorii pentru a răzbuna musulmanii. Atacătorul a fost căutat toată noaptea, iar dimineața ministrul belgian de interne a anunțat că acesta a fost arestat și se află la terapie intensivă. Este vorba de un bărbat de 45 de ani de origine tunisiană, care a depus o cerere de azil în 2019, dar a primit refuz. În vara acestui an, Suedia a declanșat o dispută internațională după ce a permis unui protestatar să ardă o copie a Coranului în fața unei moschei din Stockholm. Incidentul a înfuriat lumea musulmană, iar Turcia a refuzat să dea undă verde Suediei pentru aderarea la NATO. Tragedie pe șosea la Ialoveni, un bărbat a murit după ce ar fi fost lovit de o mașină. Potrivit poliției, accidentul s-a produs în jurul orei 20 pe un drum din localitatea Suruceni. Preliminar s-a stabilit că victima, în vârstă de 43 de ani, a fost pulberată pe șosea. Bărbatul a fost găsit inconștient la marginea drumului. Din cauza traumatismelor suferite, acesta a decedat până la sosirea medicilor de pe ambulanță. Șoferul, care ar fi tamponat mortal pietonul, a părăsit locul faptei. Cazul a fost preluat de polițiști, care încearcă să dea de urmele șoferului fugar. Indemnizația unică la nașterea copilului ar putea fi majorată cu 1.500 de lei. Un proiect de lege în acest sens a fost publicat de guvern și este la etapa de consultări publice. Astfel, autoritățile își propun să majoreze această indemnizație de la aproximativ 11.000 la circa 12.500 de lei. De acest ajutor unic beneficiază fiecare copil născut, inclusiv în cazul gemenilor sau a mai multor copii născuți dintr-o singură sarcină. Ultima dată, indemnizația unică a fost majorată în ianuarie 2023. Atunci suma a crescut cu puțin peste 800 de lei. În Moldova vor fi deschise 11 centre de asistență medicală pentru persoanele care suferă de maladii cardiovasculare. Aceasta este măsura autorităților în lupta cu principalul ucigaș din lume. Potrivit statisticilor, în țara noastră, rata mortalității din cauza bolilor cardiovasculare este de 3 sau chiar 4 ori mai mare decât în țările europene. Ministra Sănătății dă asigurări că noile subdiviziuni vor fi dotate cu aparate de ultima generație și specialiști calificați, așa încât bolile să fie depistate cât mai devreme. Primii care vor beneficia de aceste servicii sunt locuitorii raionului Căușeni și Bălți. Republica Moldova se află printre primele 10 țări din lume cu cele mai multe accidente vasculare. Autoritățile își propun să combată această statistică și vor deschide 11 centre de asistență medicală pentru persoanele care suferă de maladii cardiovasculare. În cadrul acestora, cetățenii vor avea acces la investigații medicale de ultimă generație. Lucrătorii medicali din raioane vor fi ghidați de specialiști de la Institutul de Medicină Urgentă. Vor exista echipe dedicate de medici neurologi, imagiști, chirurgi și neurochirurgi, care vor consulta la distanță colegii noștri din centrele
raionale, unde vor fi centre primare de accidente vasculare cerebrale. Centre primare de AVC vor fi deschise în timpul apropiat în Spitalul Clinic Bălți, Spitalul Clinic Sfânta Treime, spitalele raionale Iedineț, Soroca, Florești, Orhei, Ungheni, Hâncești, Cahul și Comrat. Primele două vor fi lansate la Căușeni și Bălți până la finele săptămânii. Autoritățile spun că subdiviziunile vor fi dotate cu utilaj modern și specialiști calificați. Acest nou concept, această nouă implementare va da posibilitatea de a schimba curicula de pregătire în domeniul medicinii și sănătate. Asta va da posibilitatea de a introduce tehnologii de ultima oră, cum ar fi telemedicina, cum ar fi imagistica, cum ar fi ultrasonografia și, până la urmă, maestria clinică. Pentru implementarea acestui proiect, autoritățile au investit peste 12 milioane de lei. Centrele primare de AVC sunt create 11 la număr și sunt definite ca fiind centre care, cu dotarea necesară de personal, infrastructură, experiență și programe, să asigure metode de diagnostic și de tratament adecvate pentru majoritatea pacienților cu AVC. În țara noastră, 60% din pacienții cu AVC sunt oameni apți pentru muncă. O treime din pacienți mor în primii ani de la debutul bolii, iar altă treime din persoanele care supraviețuiesc rămân cu un anumit fel de handicap pe termen lung. Un tânăr de 18 ani din raionul Nisporeni a fost trimis în judecată pentru escrocherie. Potrivit procurorilor, ultimul ar fi obținut copii ale buletinilor de identitate prin înșelăciune și ar fi luat credite pe numele a 27 de persoane. Totul s-ar fi întâmplat în perioada lunilor aprilie-mai, în timp ce învinuitul se afla în municipiul Ungheni. Acesta a convins mai multe persoane să-i dea copia buletinului de identitate pentru a-i ajuta să câștige bani din jocurile de noroc. În realitate, ultimul folosea datele de identitate ale victimilor pentru a obține credite de la companiile de microfinanțare. Astfel, bănuitul ar fi tras pe sfoară 27 de persoane, care au și depus plângere pe numele lui. Acum, procurorii anunță că au finalizat urmărirea penală și au expediat dosarul în judecată. Dacă va fi găsit vinovat, tânărul riscă amendă de până la 67.500 de lei, ori până la 5 ani de detenție. Nereguli la comercializarea fructelor de mare și a fileului de pește congelat. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a constatat că doar o treime din aceste produse prezintă informații veridice despre conținutul de gheață din componența sa. Mai exact, nu se ține cont de faptul că trebuie obligatoriu indicată cantitatea de gheață dacă aceasta depășește 5% din masa produsului. În urma unor controle s-a stabilit că doar 33% din cele 60 de probe prelevate au avut scris o informație corectă pe etichetă. Iar în 6 probe, circa 40% din greutatea produsului era gheață. Cel mai des, adică cu o pondere de peste 80%, așa se întâmplă în cazul fructelor de mare, urmate de fileul de pește. Acum, experții recomandă agenților economici să se conformeze cerințelor. În caz contrar, la următorul control, îi amenință cu amenzi. La iarnă vom avea pe rafturile supermarketurilor căpșuni autohtone. Fructele dulci și aromate au început deja să se coacă în serele din Criuleni. Acestea sunt crescute cu multă grijă și atenție, iar costul pentru un kilogram de căpșuni în extra sezon va ajunge până la 130 de lei. Povestea de succes a lui Ion Bobeico a început în anul 2016, când bărbatul a decis să cultive căpșuni în sere pe o suprafață de 1,2 hectare, dar nu orice sere, ci una bazată pe sistemul hidroponic. Acesta constă în cultivarea plantelor în apă, fără să fie necesar solul. Inițial a fost o cultură cu o creștere un pic diferită de ceea ce vedem acum. Creșterea era pe vată minerală, ulterior am optat pentru un alt gen de substrat. Noua tehnologie, considerată una dintre cele mai eficiente metode de cultivare a plantelor, îi permite fermierului să culeagă căpșuni tot anul împrejur, chiar și iarna. Este o creștere pe substrat, este o creștere nu în sol și în cazul dat nu ești obligat pentru a utiliza pesticide pentru tratarea rădăcinilor, plantelor sau a boilor care pot apărea în ser. Noi cultivăm soiul de căpșuni Albion. Este un soi remontant cu o producție de 3 ture de roadă pe an.
Astfel, cu 3 sezoane de recoltare pe an, Ion Bobeico produce tone de căpșuni. Dacă înainte o bună parte erau vândute în afară, pandemia și războiul de la graniță au venit cu un adevărat cutremur pe piața exporturilor. Astfel că acum fermierul își vinde căpșunile în supermarketurile din țară. Export a fost în Federația Rusă, export a fost în Emiratele Arabe Unite. Ulterior, cu începutul pandemiei, nu mai puteam exporta. A fost și întrebări de logistică, pentru că exportul îl făceam doar avia, inclusiv și în Federația Rusă. Odată cu finisarea pandemiei a început și conflictul din țara vecină. De asemenea, a fost un șoc pentru piață. Astăzi optăm pentru comercializarea produselor noastre doar pe piața locală și vindem produsele noastre doar în rețelele de supermarket. Dacă vara prețul unui kilogram de căpșuni variază între 30 și 40 de lei, în extra sezon fermierul spune că le comercializează cu 130 de lei. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile despre care am reușit să vă spunem până la miezul zilei. La ora 15 venim cu știri în limba rusă. Să aveți o zi cât mai reușită!